Birol electoral județean Suceava a finalizat numărarea voturilor din cel de-al doilea tur de scrutină al alegerilor prezidențiale. După anunțarea rezultatului oficial al alegerilor, președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a mulțumit sucevenilor pentru că au ales să voteze pentru o Românie normală. Pentru Claus Iohannis au votat 163.186 de suceveni, reprezentând 61,35% din voturi, iar pentru Viorica Dăncilă au votat 102.808 suceveni. Un număr de 5.530 de voturi au fost nule. Dragi suceveni, doresc să vă mulțumesc pentru votul acordat ieri, 24 noiembrie, în turul 2 al alegerilor prezidențiale pentru Claus Iohannis. Vă mulțumesc în numele meu și a echipei liberale. La Suceava, Claus Iohannis a câștigat în 93 de localități din 114. Au fost câștigate toate municipiile și toate orașele, cu excepția orașului Solca, în primul rând, peste 50% cele 93 de localități, 46 sunt cu primari liberali, toate localitățile conduse de primari liberali au câștigat. Și 47 de localități cu primari PSD și ALDE care au câștigat pentru Claus Iohannis. Asta înseamnă enorm de mult. Trebuie să vă spun că 58 de localități. Sunt peste media pe care Partidul Național Liberal a făcut-o pe județ, 61,35%. Aș vrea să adresez o mulțumire specială pentru municipiul Fălticeni și Rădăuți. Cu o săptămână în urmă eram prezent într-o emisiune cu doi tineri posibilii noștri candidați pentru funcția de primar la Rădăuț și la Fălticeni. Rădăuțiu a făcut un scor superb, 61,78% pentru Claus Iohannis, 6.997 de voturi. Față de turul 1, când am avut 4.004 voturi, 2.990 de voturi în plus în turul 2 pentru candidatul Claus Iohannis. Asta arată că Rădăuțu este un municipiu de dreapta și că trebuie să răspundem imediat cu un candidat pe măsură și cu soluții liberale pentru zona Rădăuț. Fălticeniu, marea și frumoasa surpriză. 53,16%. Dacă în turul întâi aveam 6.446 de voturi, Uh, Uitați-vă, în turul întâi pardon, aveam 3.440 de voturi, avem 6.446 de voturi acum, am mai câștigat în Fălticeni încă 3.000 de voturi. Asta înseamnă, și vreau să-l felicit pe... Domnul Vasiliu, protagonistul principal cu organizația de acolo, înseamnă că s-au mișcat foarte bine ai noștri și sunt șanse ca și fălticeniu să devină liberal. Eu vreau să mulțumesc și echipei de la Rădăuți, cu Bogdan Login, cu echipa condusă de deputatul Mihălescu și să le mulțumesc tuturor. Încă o dată felicitări pentru câștigători și mulțumesc frumos pentru votul acordat în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Astfel, potrivit datelor Biroului Electoral Județean Suceava, din cei 603.768 de alegători înscriși în listele electorale din județul Suceava, în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale au votat 271.324 de alegători, reprezentând o prezență de 44,94%.